Dumneavoastră poate aveți o altă opinie, poate dumneavoastră luptați ca partid de guvernare, spuneți că sunt criminal, că sunt grup criminal organizat, că sunt rădători de patrie, poate luptați altfel, aveți alte mecanisme despre care noi, societatea, oamenii care vă urmăresc, nu știu. Domnul Vovc are perfect de dreptate că ei, într-adevăr, sunt criminali și dumneavoastră aveți dreptate, sunt criminali, sunt penal condamnați în unele cazuri deja și de curtea de apel, deci la o sentință definitivă. Însă metodele de luptă cu ei, categoric ceea ce a fost ieri și astăzi, nu este o luptă de un instrument de luptă cu șor, fiindcă nu asta este lupta cu ei, asta este doar aplicarea regulamentului Parlamentului așa cum el este scris. Mai mult de atât pot să vă spun că acum chiar astăzi s-a semnat de către colegi, chiar și de mine am semnat noul cod al Parlamentului care prevede sancțiuni și mai dure. Deci e un regulament mult mai dur, un cod al Parlamentului care, apropo, este și o condiționalitate a Uniunii Europene pentru un procesul de integrare. Deci nu este atât dorința noastră de a pune niște norme dure, cât este o normă, un standard. Ele sunt foarte multe. Eu nu m-am ocupat nu sunt eu autorul acestui proiect. De bază au lucrat colegii din Comisia Juridică. Este un document foarte amplu, care în general reglementează activitatea Parlamentului și deputaților, inclusiv în extra clădirea Parlamentului. Deci chestii de etică, de comportament și așa mai departe. Respectiv nu putem vorbi că sunt niște modificări făcute de pas în actualul regulament special în calitate de putere împotriva opoziției. Deci e o chestie generală. Respectiv ceea ce a fost și ieri și astăzi în Parlament a fost o reacție la un comportament inadecvat. Spune că e un abuz, pentru că orice citez, domnul Bole, astăzi, orice decizie adoptată în Parlament intră în vigoare după publicarea Monitor Oficial. Și atât timp cât această decizie nu a fost în Monitor Oficial, cumva... Regulamentul Parlamentului este prin hotărârea Parlamentului care intră în vigoare imediat. Nu neapărat să fie publicat în Monitor Oficial. Se publică în Monitor Oficial în mod normal, dar intră în vigoare la momentul adoptării, nu la momentul publicării în Monitor Oficial. Acum, ce ține de ce a fost astăzi sau apă la moară, bine, Șor cu orice ocazie face show și proteste și aduce, așa zis, susținători care sunt adunați pe rețeaua lor de care au ei contraplată. Într-adevăr, statul luptă cu cei care aduc bani, chiar așa astăzi s-a văzut acel avion. Cu siguranță, el, persoanele care veneau de la acel eveniment aveau și avion. Ei sume de bani până 10.000 de dar euro. Dar nu putem să spunem până când... Eu presupun, dar nu asta a fost motivul de turnare avionului, vă dați seama, spre București. Codul de etic care a spus domnul Trup, că eu să rog să fie transparent elaborat, consultat public, pentru că vedem și acest nou regulament a Parlamentului a fost făcut, dar nu gândit până la capăt de către PAS, pentru că astăzi ați făcut iarăși modificări ca să asigurați paza pentru a nu permite intrarea în Parlament. Adică trebuie de făcut totul ca la carte ca să nu mergem. Credeți că deja lucru... este o deprindere cu ultimii 3 ani la Parlament să fac modificări aproape în fiecare lună sau săptămână la reforma justiției. Credeți că aceste modificări îi vor determina pe cei de la Șor să nu mai da, chiar dacă admitem că s-a luat această decizie să nu participe la ședințe, îi va împiedica să vină din nou la ușa... Nu, cert este că 5 ședințe vor fi show-uri în fața Parlamentului, adică aici nu va schimba cu nimic dacă ei vor sta la ședința Parlamentului sau în fața Parlamentului. Domnul Trupcă spune că grupul Șor, prin toate metodele posibile, cumva încearcă și prin astfel de acțiuni să fie mediatizat, să fie în vizor. Tot domnul Trupcă vorbește eu despre... Eu nu am spus așa ceva, dar în fine. Ați spus că prin asta ies în evidență. Da, păi că ies în evidență, evident. Dar nu cred că asta este scopul lor. Scopul lor este doar să... Deci, în momentul în care a fost acea amenințare a domnului Lanov la adresa domnului Grosu, domnul Grosu i-a stabilit așa acea sancțiune de la lipsit de dreptul de a vorbi în plen, până nu își va cere scuze publice. Domnul Lanov a venit și a blocat tribuna, la dânsul s-au alăturat ceilalți membri acestui grup, nici nu știu cum, de deputați și de la aia s-a început tot scandalul. Domnul Lanov a mai menționat că ar fi vrut să spună în plen mai multe detalii despre furtul miliardului și multe. Din nou mai vorbește în plenul Parlamentului despre furtul miliardului. Raportul Kroll a spus mult mai multe despre furtul.